Astăzi, din păcate, trebuie să vorbim despre un lucru foarte trist, și anume faptul că, în această dimineață, a început un nou episod al războaielor duse de Israel de când a revenit în țara promisă. Este un eveniment absolut istoric, iar de data aceasta este vorba despre organizația teroristă Hamas, care, pe nepregătite, fără ca nimeni să se aștepte, a lansat deodată mii de rachete către Israel plus o serie de incursiuni ale militanților înarmați în localitățile vecine cu fâșia Gaza, de unde se pare că au luat zeci de ostatici din rândul evreilor. Nu am să alcătuesc un material foarte amplu, doar am să punctez pe scurt câteva date concrete și am să încerc să relaționez cu contextul profetic, urmând ca dacă Dumnezeu ne ajută să revenim asupra acestui subiect în zilele următoare. Așadar, conflictul a început azi dimineață. Probabil majoritatea sunteți deja la curent cu evenimentele. Eu doar am să rezum aceste lucruri care s-au întâmplat și, de asemenea, este interesant faptul că războiul acesta în desfășurare a început exact pe 7 octombrie la 50 de ani și o zi de la războiul de Iom Kipur din anul 1973, pare foarte asemănător cu acesta, dat fiind că astăzi e o zi de șabat, zi liberă în Israel, la care se adaugă și faptul că era ultima zi a sărbătorii corturilor, ziua cea mare de pe urmă a sărbătorii, numită în Israel și Simchat Torah, ziua primirii legii lui Moise. Așadar, nu este pură întâmplare, observație, data a fost aleasă cu grijă, de către militanții Hamas pentru a declanșa pe neașteptate, repet, acest conflict, la fel cum a fost și în cazul războiului de Iom Kippur, armata evreiască a trebuit un timp până când să-și revină din starea de șoc. Era o zi liberă, bineînțeles o zi nelucrătoare în care nu se anunța nimic deosebit, iar deodată a început această acțiune militară în anul 1973, mai exact pe 6 octombrie. Iată, după 50 de ani și o zi, se întâmplă același lucru, bineînțeles, la o scară diferită. De data aceasta nu este vorba de toate popoarele arabe din jurul lui Israel, ci doar de o organizație teroristă localizată în fâșia Gaza. De asemenea, Israelul se află pe o poziție de mult mai mare forță decât a fost cazul atunci, iar balanța se va echilibra foarte repede și se va înclina în favoarea. Puterii militare a armatei evrești. Însă, până atunci, lucrurile sunt în desfășurare, iar ceea ce s-a întâmplat este cu adevărat dramatic. Motivația atacului palestinienilor a fost apărarea moscheii Al-Aqsa, au spus ei, de asalturile și cu ghilimelele de rigoare coloniștilor evrei. Bineînțeles că nimeni n-a asaltat moscheea în sine pur și simplu evreii au vrut să își aducă și ei închinarea înaintea lui Dumnezeu pe muntele templului. Numai o parte dintre evrei, o mică parte, câteva mii de evrei din toată populația aceasta de circa 9 milioane care se află în Israel, dar a fost de ajuns ca, iată, cei din Hamas să găsească o motivație pentru a începe războiul. Eu cred că mai degrabă este vorba de un pretext, fiindcă adevărata motivație valabilă este, de fapt, întreruperea procesului de pace pe care Israelul îl are cu Arabia Saudită. S-au făcut multe avansuri, au fost multe declarații la ONU, la deschiderea adunării din luna trecută, din septembrie, iar lucrul acesta n-a fost privit bine de către mai multe țări arabe din regiune. Să nu uităm că Arabia Saudită este cea mai mare țară arabă din Orientul Mijlociu, una dintre cele mai bogate, dacă nu chiar cea mai bogată, de asemenea este deținătoarea celor două locuri sfinte pentru religia musulmană, Mecca și Medina. Așadar, cred că principala motivație ține de întreruperea acestui proces de pace, fiindcă problema, așa numită problemă palestiniană, părea că a fost depășită, că a fost lăsată deoparte. Și iată, Hamas caută să atragă atenția cumva asupra acestei probleme printr-o acțiune militară care cel mai probabil a fost organizată la comandă. Nu au acționat liderii Hamas singuri, ci a fost vorba de o consultare cu sponsorilor, cu cei care le finanțează organizația. Câteva date concrete ale zilei de azi până la ora înregistrării acestui material. Evenimentele sunt în curs, iar în noi informații continuă să vină din Israel. Așadar, puțin după ora 6 dimineața au început barajele de rachete din Gaza. 5.000 de proiectile au fost lansate după spusele reprezentanților Hamas. Evreii au estimat circa 2.500. Nu toate au fost rachete, unele au fost doar proiectile de artilerie. După aceea au venit știri și despre infiltrarea de teroriști armați în teritoriul israelian care luau statici și ucideau fără nicio limită civili. Iar aici mi se pare că s-a depășit o limită, fiindcă am văzut multe imagini filmate practic de evrei care se aflau în case și filmau în stradă cum teroriștii ocupaseră centrul localităților. Unul chiar suna la ușă și a fost surprins de camera video de la intrare cu aruncătorul de grenade pe umeri, căutau să-i scoată afară pe evrei pentru a-i lua ostatici. Primul bilanț provizoriu a indicat doar o victimă, o femeie în vârstă, plus 80 de răniți duși la spitalul Soroca din Berșeva, iar de asemenea pe la ora 11, teroriștii au afirmat că au luat 35 de ostateci pe care i-au dus în Gaza. În cele din urmă, numărul a fost crescut la peste 50 și imaginile sunt de-a dreptul dramatice. Am văzut și eu o filmare absolut oribilă cu o tânără femeie care a ajuns pe mâna lor în Gaza. Este greu de privit astfel de imagini, este foarte greu de gândit cum oamenii aceștia dintr-o dată, în timp ce a seară stăteau liniștiți în casele lor, astăzi au ajuns pe mâna acestor teroriști și nimeni nu poate ști ce se va întâmpla de aici înainte, cu siguranță nu vor avea parte de un tratament foarte bun. Se pare că în această acțiune a fost implicată și cealaltă organizație teroristă majoră din Gaza, Jihadul Islamic, care s-a lăudat de asemenea că a luat ostateci evrei, câți încă nu se știe. Majoritatea ostatecilor au fost luați din populația civilă, se pare însă că au fost luați și câțiva soldați. De asemenea, au apărut informații despre ocuparea secției de poliție din Șderot și uciderea mai multor soldați sau oficiali evrei inclusiv a unui lider, conducătorul regiunii Shahar Hanegev, care a murit apărând localitatea în care se afla. Între timp, bilanțul victimelor din rândul populației continuă să crească, a ajuns mai întâi la 22 de morți, apoi a fost ridicat la 40, însă este de așteptat că el va crește foarte mult. La aceste zeci de decese se vor mai adăuga probabil mulți alții, fiindcă vorbim de sute de răniți se vorbește de o cifră între 500 și 700, unii dintre aceștia sunt în stare gravă. De aceea este de așteptat, repet, ca bilanțul să crească în timp. Imediat a fost declarată în Israel stare de alertă de război, care presupune mobilizarea imediată a mai multor rezerviști pentru apărarea țării. De asemenea, a avut loc o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate din Israel, condus de prim-ministrul Benjamin Netanyahu care a declarat că Israelul se află în război cu cei din Hamas. Practic, în felul acesta s-a trecut la starea de război în Israel. Până acum au fost raportate 17 atacuri aeriene ale aviației evrești în Gaza, iar pe site-ul IDF au apărut imagini cu localizarea și rezultatele acestora, incluzând eliminarea unora dintre teroriști. Întrebarea care se pune este cine se află în spatele declanșării conflictului, și, așa cum am spus și la început, nu cred că e vorba doar de Hamas, că ei s-au gândit la faptul că ar fi bine să înceapă o acțiune prin care să atragă atenția. Mai degrabă, în spatele lor sunt țări și entități islamice care n-au privit cu bine declarațiile conducătorului Arabiei Saudite despre posibilitatea semnării unui tratat de pace cu Israel. Chiar am văzut în presă la Fox News în Statele Unite. A apărut un interviu care i-a fost luat lui Mohamed bin Salman, și în care spunea că va face pace cu Israelul, însă trebuie să se mai rezolve câteva probleme care trebuie negociate. Cine se află în spatele Hamasului, cu siguranță este vorba de Iran, nu doar de Siria, așa cum în mod greșit s-a spus în presa noastră națională. Adevărul este că în spatele. Hamasului. Sunt și alte state despre care mai puțin se vorbește, cum ar fi cazul Qatarului și chiar al Turciei, țări care i-au primit pe liderii Hamas cu covorul roșu la propriu atunci când au vizitat capitalele acestora. În plus e vorba de finanțare, se știe faptul că din Qatar ei primesc valize cu milioane de dolari intră în fâșia Gaza, evreii știu lucrul acesta și întreaga comunitate internațională. Așadar, ei sunt la ordin, iar ordinul, atunci când vine, nu se discută, ci se execută. Dincolo de aceasta, bineînțeles, este ura pe care acești oameni o au înnăscută față de populația evrească. Dacă ar fi vorba de un conflict armat, bineînțeles, astfel de conflicte apar în diferite situații, însă aici nu are nicio logică. Populația civilă dintr-o dată a devenit victimă și să nu uităm, e vorba de mii de muncitori care veneau din fâșia Gaza să lucreze zilnic în Israel. Închipuiți-vă, aceiași oameni sau unii dintre acești oameni au ajuns practic să pună mâna pe cei de la care își câștigau pâinea în localitățile în care munceau. Observați cât de absurdă este situația cu câteva zile înainte cereau din nou dreptul de a intra la muncă în Israel și iată Acum s-au revoltat, poate că nu toți sunt membrii Hamas, dar cu siguranță o parte dintre ei sunt implicați, iar ceilalți susțin tacit această organizație teroristă care domină fâșia Gaza. Nu am să intru în mai multe detalii, le puteți afla din sursele de informații publice. Vor continua să apară tot felul de lucruri noi pentru că, repet, conflictul este în plină evoluție, sunt baraje de rachete, nu s-a oprit și nici nu se vorbește despre vreun armistițiu în momentul acesta. De aceea este de văzut cum vor evolua în continuare lucrurile. Aș vrea să trag însă câteva concluzii la cele ce s-au întâmplat până acum. În primul rând, faptul că acest război cu siguranță va continua pentru un timp. Și este foarte interesant că de această dată militanții Hamas au avut inițiativa și ei au dictat forma în care să se desfășoare evenimentele. Nu s-a mai întâmplat invers când Israelul arăta până unde pot merge și la un moment dat acțiunile lor militare, acțiunile aviației israeliene ajungeau să-i forțeze pe cei din Gaza să încheie un armistițiu de obicei mediat de către Egipt. Întrebarea care se pune însă este cum au reușit să intre așa de ușor teroriștii în Israel și cum au putut să umble liberi pe străzile unora dintre localitățile din sud. Chiar au fost imagini cu unii care au venit pe mare, cu bărci, cu motor și au uh, intrat pe teritoriul israelian unde au încercat să ia ostateci. Cum a fost posibil ca Israelul să nu știe nimic și să nu se pregătească pentru un astfel de eveniment? Unde a fost serviciul lor de informații? dat fiind că spunea cineva că Israelul știe și ce cafea beau liderii Hamas în fiecare dimineață. Cum de n-au avut date despre toată această operațiune, este puțin probabil, este greu de imaginat că s-ar fi putut organiza o operațiune de așa mare amploare fără să se scurgă informații către Israel, fiindcă și în fâșia Gaza sunt informatori ai serviciului secret israelian, iar ei sunt puși la curent dincolo de toate mijloacele pe care le au de a urmări convorbirile și tot ceea ce fac cei din Gaza. Așadar, există o suspiciune că s-ar fi cunoscut aceste lucruri, dar nu s-a acționat la timp pentru ca mai târziu să se poată ajunge la o acțiune de amploare în Gaza. Problema este că dacă așa au stat lucrurile, atunci este foarte grav, fiindcă bilanțul este, repet, foarte mare. Au fost mulți civili care au murit, alții cu sutele răniți și, de asemenea, zeci care sunt luați ostatici. Iar dacă e vorba de o motivație pentru a intra în Gaza și pentru a termina odată pentru totdeauna cu Hamas, atunci este o mare problemă care ține tocmai de acești ostatici, fiindcă ei vor funcționa practic pe post de scuturi umane. Cum va putea armata israeliană să intre în Gaza când acolo se află cel puțin 50 de persoane în viață, care, în situația în care armata evrească ar face o acțiune terestră, atunci ei ar putea să-și piardă viața? Dragi mei, orele și zilele următoare sunt cruciale, rămâne de văzut spre ce se va evolua și dacă se va ajunge la o acțiune terestră care să meargă până la capăt. În întreaga presă israeliană, în societatea israeliană, se vorbește de mai mult timp că la un moment dat se va ajunge la acest punct în care Israelul să nu mai discute deloc cu Hamasul și să încerce să îi înlocuiască, să-i scoată practic din fâșia Gaza să ajungă la conducerea palestinienilor o altă organizație. Problema este că nu au locuitor. Este vorba doar de organizații anti-evrești, organizații teroriste. Nu au evrei cu cine discuta în Gaza și de aceea toată această problemă din care nu s-a putut ieși până acum. Din punct de vedere profetic, ce însemnătate au aceste evenimente? Personal, cred că este o mare posibilitate ca, dacă lucrurile vor evolua, să se ajungă la declanșarea șirului războaielor viitorului, implicând mai întâi forțele ostile din jur. Așa cum este scris în Psalmul 83, vecinii din imediata apropiere a Israelului se vor uni într-o ultimă încercare de a pune capăt statului israelian, așa cum au făcut-o de mai multe ori în trecut, în 1948 49 în timpul războiului de independență, apoi în 67 și în final la războiul de Yom Kippur în 73. De asemenea, cei din sudul Libanului, din nordul lui Israel, miliția Hezbollah, au avut mai multe runde de confruntare. Rămâne de văzut dacă ei se vor uni, atunci cu siguranță vom asista la încă o împlinire a Psalmului 83, pentru că acesta s-a împlinit parțial în trecut. Nu este exclus ca să aibă mai multe faze ale împlinirii profetice în perioada următoare. Nu este încă situația în care să vorbim despre implicarea lui Gog. Evenimentele vor evolua în ordinea profetică. Dumnezeu ține totul sub control. Este de urmărit tot ce se întâmplă acolo, însă toate aceste lucruri, dragii mei, ne arată cu siguranță că noi trăim vremurile din urmă, iar venirea Domnului este foarte aproape. Israelul continuă să fie ceasul istoriei care ne arată cât de aproape este revenirea Domnului. Și n-ar mai trebui să așteptăm evenimente majore, cum ar fi construcția celui de-al treilea templu sau alte lucruri de felul acesta, pentru a ne pregăti pentru marele eveniment al revenirii Domnului nostru Isus. De aceea, cred că toți cei care ascultă aceste actualizări făcute cu regularitate în trecut, în anii precedenți, ar trebui să-și pună serios întrebări: dacă încă nu te-ai întors la Dumnezeu, fă pasul acesta cât mai repede. Fiindcă de lucrul acesta depinde veșnicia ta, nu este vorba de a trece prin toate necazurile pe care le arată scriptura în cartea Apocalipsa, ci de a-l primi pe Domnul Isus, de a primi mântuirea lui prin pocăință și credință, astfel încât să ai parte de această fericită nădejde a revenirii sale, așteptându-l pe Domnul nostru Isus care ne izbăvește de mânia viitoare. Dragii mei, observați toate aceste evenimente au început să se întâmple și vor continua într-un ritm tot mai alert către perioada aceasta finală dinaintea revenirii Domnului Iisus, dinaintea necazului celui mare. În oricare dintre aceste momente, Domnul poate să vină să-și ia biserica acasă, ușa este aproape să se închidă, de aceea intră astăzi, vino la Domnul Iisus, pocăiește-te, mărturisește spăcatele, crede în jertfa sa de la cruce, întoarce-te la Dumnezeu, trăiește o viață nouă, și astfel vei fi pregătit pentru a pleca împreună cu biserica sa în ziua apropiată a arătării slavei sale. Cu ajutorul lui Dumnezeu vom continua să vorbim despre aceste lucruri. Sper ca luni seara să revin cu un material mai amplu. Până atunci însă vreau să rămânem cu toții cu acest gând al apropiatei revenirea Domnului nostru. Tot ce se întâmplă în jurul nostru nu este aleatoriu, este un plan al istoriei. Dumnezeu ține totul sub controlul său. Iar în acest plan suntem implicați și noi, și tu, și eu. Scopul lui Dumnezeu pentru noi este de a ne duce la slavă, însă nu va trece niciodată de alegerea noastră. De aceea, repet, este timpul împăcării cu Dumnezeu pentru toți cei care n-au primit această mântuire atât de mare pe care Domnul ne-o dă în dar. Iar pentru cei care suntem deja credincioși, de asemenea, este timpul trezirii al pregătirii în vederea revenirii Domnului. Oricine are nădejde aceasta în el se curățește după cum el însuși este curat. Este momentul să înlăturăm orice păcat, să fim într-adevăr acea mireasă curată, îmbrăcată în haine albe, fără pată și fără zbârcitură, care îl așteaptă pe Domnul să vină. El să fie slăvit în viețile noastre, Domnul să se îndure și de poporul Israel. Continuăm să ne rugăm pentru cei care sunt în suferință acolo și de asemenea pentru mântuirea celor din Israel, Domnul să se îndure, să lucreze în timp miraculos, să-i binecuvinteze și pe creștinii pe care îi cunoaștem în Israel, cu care suntem în legătură directă, iar dorința noastră este ca pacea lui Dumnezeu să fie în inimile lor, în timp ce se desfășoară toate aceste lucruri, credința lor să fie întărită și astfel să poată fi martori pentru cei din jur. Domnul să lucreze în îndurarea sa și să ne pregătească pe toți pentru apropiata sa venire. Amin.